Eu sunt Cristina și aș vrea să fac acest videoclip ca o reintroducere în YouTube. Cred că eu am început acest canal acum aproape 2 ani și a fost gândit ca un canal de BookTube. BookTube este comunitatea cititorilor de cărți, bineînțeles, de pe YouTube și până în prezent am făcut o mare parte doar videoclipuri despre cărți. Însă m-am hotărât să îmi extind domeniul de activitate și să încep să fac diverse vloguri, cover-uri și așa mai departe. Iar în acest videoclip aș vrea să vă spun câteva lucruri esențiale despre mine, pe care, bineînțeles, le veți mai afla și din următoarele videoclipuri. Însă aș vrea să facem astfel cunoștință, să fac cunoștință cu noi subscriberi și să aflați tot ce trebuie să știți despre mine. În primul rând, mă numesc Cristina, am 18 ani, ziua mea este pe 1 ianuarie, deci am foarte aproape de 19 ani. Voi fi studentă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București. Cea mai mare realizare a mea de până acum a fost publicarea celor 3 cărți ce fac parte din trilogia Octopussy. Prima carte se numește Octopussy, pe care am scris-o la 16 ani, am publicat-o la 17. A doua se numește Vex merge la școală, care a fost publicată în luna aprilie acestui an. Și urmează volumul final, Antidotul, care va apărea undeva în noiembrie, decembrie, nu știu, va apărea până la sfârșitul acestui an. Și aveam niște clipuri în care vorbeam despre primele două cărți, însă m-am gândit că ar fi mai ok să vorbesc despre întreaga trilogie, chiar dacă ultima carte nu a apărut încă pe piață. Mulți oameni m-au întrebat de ce m-am grăbit să public, grăbit între ghilimele, bineînțeles, să public la o vârstă atât de tânără. Adevărul este însă că eu mi-am dorit să public un roman de când eram foarte micuță, de la 10-11 ani am tot încercat să scriu un roman întreg. Mi-am dorit, de când am descoperit această pasiune a mea scrisului, mi-am dorit să public cât mai repede, pur și simplu, pentru a nu-mi pierde ideile, esența. Am primit de asemenea și întrebarea dacă nu cred că aș fi scris mai bine la o vârstă mai înaintată și bineînțeles că da, pentru că s-ar fi acumulat diferite experiențe de viață, aș fi citit mai multe cărți și așa mai departe, însă scopul meu nu a fost acela de a scrie cea mai bună carte posibilă, ci cea mai bună carte pe care pot să o scriu în acea perioadă, ceea ce și consider că am făcut. Dacă sunteți curioși despre ce este vorba în această trilogie și în cele 3 cărți, pot să vă spun foarte pe scurt că Octopussy este o nouă boală mentală și acțiunea îi are în prim plan pe cei 4 membri ai unei familii, 2 fete gemene, Bex și Hiena, părinții lor, Candy și Kerry. Veți afla din cărți de ce numele lor nu sunt românești, deși acțiunea are loc în România. Sunt cărți romane contemporane, realiste, nu au elemente de fantasy, science fiction și așa mai departe. Au fost categorisite și drept erotice, deși am explicat la un moment dat pe blogul meu cristinaboncea.com că eu nu cred în romanele erotice, pentru că nu cred să existe vreo carte al cărui singur scop să fie erotismul. Dar, într-adevăr, am pus destul de multe scene de sex între diferite personaje. Prima carte conține chiar și o foarte, foarte scurtă scenă de zoofilie. Prima am vrut să fie cât de șocantă se poate, am vrut să scot din mine tot ce e mai... cele mai negre lucruri la care m-am putut gândi, să zic așa, să scot afară tot răul de mine, nu știu, într-un fel, poate să mă răzbun, să mă exprim în cel mai vulgar mod posibil. Însă, în a doua carte, am încercat să-mi explorez mai degrabă propria mea sexualitate, să pun acolo niște scene inspirate din viața mea, din copilăria mea, dacă pot spune așa, adolescența precoce. Sincer, dacă mă uit acum înainte și am mai primit acest comentariu în diferite recenzii, acțiunea din prima carte, Octopussy, și acțiunea din Bex merge la școală nu sunt foarte... nu vin una în continuare la celelalte, adică în mod logic vin, dar cea de-a doua carte se bazează mai mult pe experiențele sexuale și în cea de-a treia carte, care se numește Antidotul, voi exploata mai mult conceptul adus în prima carte, care a fost categorisit drept original și m-a bucurat foarte tare acest lucru. Cred că cel mai important lucru atunci când scrii sau citești ceva este originalitatea.
Așa că dacă sunteți interesați de problemele psihologice, de modul acesta de a gândi mai bolnav al unor oameni, vă recomand să citiți prima și cea de-a treia carte, căci cea de-a doua, Bex merge la școală, se concentrează mai mult pe diferite experiențe sexuale ale personajului Bex. Trebuie să spun că cele trei cărți, și în special Bex merge la școală, este foarte LGBT+, și anume mă bazez foarte mult pe relația dintre două fete. Am filmat și un trailer pentru această a doua carte, pe care îl puteți viziona pe canalul meu. Cam atât ar fi de spus despre trilogia Octopussy, pe care iată am reușit să o termin de publicat înainte de a împlini vârsta de 19 ani. Puteți cumpăra cărțile de pe diferite librării online, o să las eu link-urile mai jos, inclusiv în Republica Moldova se pot cumpăra de pe elefant.md și probabil alte site-uri, nu sunt foarte bine informate din păcate. Dar, din nou, dacă sunteți curios ce am vrut eu să scriu la 16, 17, 18 ani, nu vă pot spune foarte multe nici despre volumul 3, însă eu cred că închide foarte bine întregul concept de Octopussy. Trebuie să mai spun că eu am făcut designul acelei caracatițe pe care o vedeți și pe canalul meu. A fost ideea mea și este reprezentativă pentru boala Octopussy. Și abia aștept să lansez și volumul 3. Cred că se va lansa în cadrul Târgului Gaudeamus de la București. Nu sunt foarte sigură, dar când o să am datele exacte o să vă anunț. Și da, cam atât despre cărțile mele. O altă activitate de-a mea este blogul, bineînțeles, acolo scriu recenzii, diferite articole despre cărți. Mi-am descoperit această pasiune de a citi de când eram foarte, foarte micuță, de când am învățat să citesc, practic la fel și cu scrisul. Acestea au fost cele două talente ale mele care au ieșit cel mai bine în evidență pe parcursul școlii primare, gimnaziale și așa mai departe. Alt talent de-al meu este muzica. Mi-am dorit să cânt de când aveam tot așa 10 ani, dar că am avut diverse experiențe cu acest domeniu, așa că într-o perioadă renunțasem la acest vis al meu, însă am o poveste foarte interesantă pe care nu o să vă spun încă, este încă un secret, pentru care am hotărât să reiau acest vis, pentru că nu m-am putut deparasa de plăcerea pe care o simt atunci când cânt și sper să reușesc să ajung mai departe decât am reușit în trecut când eram mai micuță și aveam mult mai puțină experiență. Sper să am parte de susținerea voastră, de care deja am avut parte în comentariile clipului, cover-ului pe care l-am făcut la melodia celor de la Carla Stream, Strugonichi. De asemenea, altă pasiune de-a mea sunt limbile străine, engleza, bineînțeles, germana, am făcut un liceu bilingv, am fost la o clasă bilingv germană în București, și cochetez și cu rusa, franceza, da, o să încerc să învăț rusă cât de bine pot. Trebuie să mai știți despre mine că eu mi-am petrecut primii 14 ani din viață în Târgu Jiu, după care am decis să merg la București, la liceu. Am luat această decizie pentru că orașele mici pot să te asfixieze, pot să îți taie chiar și dorința de a evolua, pentru că nu se găsesc prea multe oportunități. În orașele mici nu ai ce să faci, cum se spune, cine locuiește într-un oraș mic știe la ce mă refer, nu neapărat la distracții, pentru că astea se pot găsi oriunde, ci pur și simplu ca perspective de viitor, ca joburi și așa mai departe. Am decis că pentru mine Bucureștiul ar fi acel oraș, fiind și capitala. A fost destul de greu, a fost foarte de greu chiar la început. Cred că o să fac un clip separat în care să vorbesc numai despre această migrare a mea din Târgu Jiu în București și despre cum a fost perioada liceului pentru mine, însă cred că este un subiect foarte sensibil în care nu aș vrea să intru chiar acum. Gochetez de asemenea foarte puțin și acum foarte recent cu ideea de a lucra într-o televiziune. Nu știu dacă se va materializa vreodată această idee, însă mi-a fost pus chiar și am remarcat și eu că aș putea să fac treaba asta, însă nu sunt sigură cât de mult îmi doresc. În orice caz, pentru industria muzicală, chiar și pentru cărți și
pentru tot ce vreau eu să fac în mod public, oricum o să se lege cu televiziunile. Am participat de asemenea la două emisiuni din Mama mea gătește mai bine. Am fost invitată în emisiunea Școala Gorjeană, pe un post local din Târgu Jiu. Există un link pentru cine vrea să urmărească întreaga emisiune. Am fost de asemenea și pe Favorit TV împreună cu mama mea, care este cântăreață de muzică populară. S-ar putea să fie auzit de ea. La emisiunea Ceasuri de Folclor și am clipulețul pe pagina mea de Facebook, Cristina Poncea. Referitor de rețelele sociale, folosesc Instagram, folosesc pagina oficială de Facebook, nu mai sunt activă pe pagina mea personală de Facebook, pe care o postez doar pentru relațiile private sau profesionale, însă nu postez nimic și nu prea intru pe Facebook în ultima vreme. Bineînțeles, adresa de e-mail cristina98@yahoo.com dacă aveți vreo propunere sau ceva să-mi spuneți, și site-ul cristinaboncea.com. Am, desigur, mă rog, și un Tumblr care este mai puțin relevant. Cam astea sunt lucrurile pe care trebuie să le știți despre mine. Pe viitor o să vorbesc despre subiecte care mă interesează pe mine, despre care poate vreau să dezbat alături de voi, lucruri sau persoane care m-au influențat, poate chiar povești amuzante, nu știu, îmi place să cred despre mine că sunt un om complex și că pot să ating multe subiecte diferite, din domenii diferite. De exemplu, cred că mi-ar plăcea să încerc să fac stand-up la un moment dat. Am foarte multe planuri și idei și abia am început să le pun ușor în aplicare. Dacă aveți vreo întrebare la care nu v-am răspuns în acest clip, lăsați-mi un comentariu. Am decis să nu mai dezactivez comentariile. Dacă are oricine ceva bun sau rău să-mi spună, poate să lasă un comentariu. Eu o să las acolo, dacă nu este extraordinar de jignitor și are un oarecare sens, o să las acolo. Trec printr-o perioadă a schimbărilor, bineînțeles, cred că este și vârsta și perioada de maturizare, terminarea liceului, facultatea și așa mai departe. Însă, din nou, eu vreau să fiu cât mai deschisă la părerile voastre, la feedback-ul pe care îl primesc de la voi. Sper să reușesc să evoluez și pe YouTube, bineînțeles, pentru că îmi place foarte mult să fac clipulețe, să vorbesc în fața unei camere, să vă povestesc despre mine sau să discutăm împreună subiecte care ne interesează. Vreau să specific foarte clar că acesta va fi în continuare și un canal de BookTube. O să postez, cred că săptămânal, clipulețe despre cărți, recenzii, wrap-up-uri, unboxing-uri, book haul-uri și așa mai departe. Nu o să renunț la această pasiune a mea, însă pur și simplu am vrut să diversific puțin lucrurile. Sper că v-am ajutat să înțelegeți mai bine la ce vă... în ce v-ați angajat atunci când ați dat subscribe acestui canal și vreau să vă mulțumesc de asemenea pe această cale. Sper să rămâneți alături de mine și lăsați-mi în comentarii propunerile voastre pentru următoarele videoclipuri de acest fel, vloguri să le spunem. Sper să aveți o zi cât mai plăcută și ne vedem data viitoare!